Donald Trump s-a întâlnit luni dimineață cu Naruhito, împăratul Japoniei. Astfel, Trump devine primul șef de stat care este primit de noul suveran nipon, după ce a preluat tronul pe data de 1 mai, la o zi după ce tatăl său, Akihito, a renunțat la tron. Președintele american nu a călătorit singur, ci a fost primit alături de soția sa, Melania, de către împăratul Naruhito și împărăteasa Masako, la Palatul Imperial de la Tokyo. Împăratul Naruhito, noul împărat al Japoniei, i-a dăruit președintelui Donald Trump un vas tradițional japonez din ceramică și unul din porțelan. La rândul său, Trump i-a dat împăratului un instrument muzical, o violă realizată în Statele Unite, dar și o fotografie a compozitorului american Aaron Copland. Potrivit presei de peste ocean, nu împăratul Naruhito l-a ales pe Trump să fie primul său oaspete străin, ci premierul Shinzo Abe, în încercarea de a intra în grațiile lui Trump. Vizita vine în contextul în care președintele Statelor Unite ale Americii amenință cu impunerea de taxe suplimentare potențial devastatoare asupra industriei auto-nipone.